numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Preacucernice Părinte, Președinte al Senatului Universității Babeș-Bolyai, Preacucernice Părinte Decan, Preacucernici Părinți Profesori, Preacuvioșii Preacucernici Părinți, dragi licențiați și iubiți frați și surori! Cuvântul pe care doresc să-l pun la suflet celor ce și-au luat acum licența în teologie, l-am intitulat folosindu-mă de o metaforă. Din cântările sărbătorii de mâine l-am intitulat așa: Semănătorii credinței. În orice loc vă va chema Dumnezeu să faceți misiune, fie ca preot, fie ca profesor, fie ca asistent social, fie ca oameni ai artei, veți fi semănătorii credinței. Pentru că la vremea potrivită v-a ales El. În Evanghelia după Ioan ne și spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Așadar, precum Sfinții Apostoli Petru și Pavel, voi sunteți semănătorii credinței. Virtutea aceasta mare, fără de care viața noastră spirituală nu este posibilă. Sfântul Petru, gândindu-se la această virtute a credinței care este foarte mare, în asta a doua epistolă, în capitolul 1, începând cu versetul 16, vrând să fie foarte convingător, le scria credincioșilor că el, dacă le spune un lucru, e întemeiat pe experiență. Iată ce zice Sfântul Pavel: Petru, pentru că noi v-am adus la cunoștință puterea Domnului nostru Iisus Hristos și venirea Lui, nu luându-ne după basme meșteșugite, ci fiindcă am văzut slava Lui cu ochii noștri, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă atunci când, din înălțimea slavei, un glas ca acesta a venit către El: acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit. Și acest glas noi l-am auzit pogorându-se din cer, pe când eram cu Domnul în muntele cel sfânt. Având această experiență directă, Apostolul Petru era convingător, le spunea credincioșilor: nu vă îndoiți în credință. Eu l-am văzut pe Fiul lui Dumnezeu îmbrăcat în slavă și l-am auzit pe Tatăl grăind din cer: acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit. În fața scepticilor, în fața celor ce caută, sau în fața indiferenților, cuvântul frăților voastre trebuie să fie unul plin de convingere și să seamene în suflete credința. Nu numai Sfântul Petru, ci și Sfântul Pavel reușea din propria experiență, pentru că și el l-a văzut față către față, să-i lămurească pe credincioși sau pe necredincioși. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5, începând cu primul verset,
îi convingea pe oameni că într-adevăr există viața veșnică, că nu se termină toate pe pământ, că acestea deocamdată le primim prin credință. Nu? Așa zice în epistola către evrei cu care am început. Credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Dar el, Sfântul Apostol Pavel, le-a văzut. Înainte de a scrie aici, în a doua epistolă către Corinteni, le-a văzut. Mărturisește el că a fost răpit până la al treilea cer și a văzut lucrurile acestea nemaipomenite. Și atunci, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5, versetul 1, ne scrie nouă și celor de atunci, știm că dacă acest cort, locuința pământească, se strică, avem zidire de la Dumnezeu, casă nefăcută de mână veșnică în ceruri. Era convingător. Acum, frățiile voastre, din experiența duhovnicească pe care ați acumulat-o și din argumentarea pe care vă oferă Sfânta Scriptură și învățătura primită în Facultatea de Teologie, sperăm că veți fi convingători și credibili în fața celor ce au nevoie. Au nevoie de credință. Cine n-are? Toți avem nevoie de credință. Toți avem nevoie de El, de Dumnezeu. E mare virtute credința. Și am zis că sintagma aceasta de semănătorii credinței, vă socotim semănătorii credinței, am luat-o din una din cântările de la praznicul mare de mâine. Și vă redau toată această cântare, pentru că are o frumusețe aparte. Frățiile voastre vă fi ca și ei, semănătorii credinței și ucenice iubiți ai Domnului Hristos. Citez. Pe ucenicii lui Hristos și temeliile bisericii, stâlpii cei adevărați și temeiul și dumnezeieștile trâmbițe ale învățăturilor lui Hristos și ai patmilor, pe mai mari apostolilor, pe Petru și pe Pavel, toată lumea, ca pe niște întâi stătători să-i lăudă, ca aceștia, înconjurând toată lățimea pământului, ca un plug, au semănat credința. Vedeți? Au fost semănătorii credinței. Cum? Sunteți gata dumneavoastră să deveniți și băieții și fetele. Și tuturor au sădit cunoștința de Dumnezeu, arătându-le cuvântul trăimii. O Petre, piatră și temelie, și Pavel, vas al alegerii, rugați-vă să se mântuiască sufletele noastre. Rugați-vă ca tinerii noștri licențiați să aibă râvnă și într-o lume secularizată să binevestească singura nădejde care rămâne în picioare. Pentru că, închei cu acest verset, nu voi m-ați ales pe mine, zice Domnul, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână. Amin.